Acest program vă este oferit de DedeMan. Merită sau nu să investești într-o casă de vacanță? Dacă îți place un anumit loc și obișnuiești să-ți petreci majoritatea vacanțelor acolo, merită. Pentru că o casă de vacanță poate reprezenta atât o sursă de relaxare, cât și una de venit. Fie că alegi o cabană la munte sau o vilă pe plajă, ea va deveni locul tău de escapadă și relaxare alături de familia ta oricând îți dorești. Și dacă vrei să-ți scoți o parte din investiție, poți închiria spațiul cât timp nu locuiești acolo. Deci, pe lângă faptul că nu mai trebuie să-ți faci griji cu planurile de vacanță, o proprietate într-o zonă răvnită își poate crește valoarea în timp. Anul acesta, foarte mulți români au căutat și cumpărat case sau apartamente de lux în zonele montane. Ca preț, un apartament cu două camere într-o vilă la marginea pădurii în Poiana Brașov costă între 120.000 și 130.000 de euro. Pentru cei care vor destinații extravagante în afara țării, Dubai poate fi o alternativă. Prețurile pentru două camere într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță de pe glob pornesc de la 195.000 de euro. Să ai o casă de vacanță poate fi avantajos. Totuși, trebuie să fii realist cu privire la frecvența cu care vei locui acolo și la cât de mult îți permiți să investești. Acest program v-a fost oferit de DedeMan.